exemplu. Încă două zile de foc pentru părinții care au copii la BAC. I-am văzut pe băieții cu BAC-ul, sunt super relaxați, nu mai e ca pe vremea noastră. Părinții însă au venit ieri niște părinți la mine la restaurant pentru că n-au avut chef să gătească acasă, e război acasă. Aveau unghiile roase până la cot, deci erau... Și ce e interesant, ce a spus o mămică acum câteva zile la mine la restaurant, mămică ce are copil la BAC, zice: mă, nu mi-e că nu-l ia, dar ce o să zică pe Facebook ceilalți părinți? Pe grupurile noastre, a? Mă, înainte... dar că le-a dat să scrie ce știu. Da, am văzut. Scris ceva. Și spre bucuria colegului meu de prezentare, Răzvan, a picat chiar Lucian Blaga. Da. La fiecare șpriț noi avem parte de 2-3 versuri. Dacă dădea Răzvan Bacu anul ăsta, la român avea 10. Era 10. Știți că Lucian Blaga a lăsat cu limbă de moarte când va fi mormântat acolo în sat la el să vadă muntele din față și i-au făcut acum 4 ani de zile o sală de sport. L-au contrazis, oricum nu mai știu. Între delișorul ăla acolo unde dubea lui și la Langrăm și aici și unde repauzează, da, era linie directă. Să au venit băieții cu o sală de sport. Acolo s-a nimerit în curtea școlii să fie sala de sport. Lasă, uite și el cu boltă. Că vede vârful. Să-i pună un set de oglinzi lui Lucian. Dragii mei, asta este epoca în care trăim. Pe vremea noastră te duceai cu sufletul strâns la avizier și te căutai cu degetul. Noi, ăștia mai premianții, noi căutam mai întâi sublinie. Dacă aveai un coleg mai înalt, cum aveam noi pe Cristi Delfi, te ajuta. Nu ești, bă, sublinie! Și începea primul val de bucurie. Da, măcar știe că ai trecut. După care căutai peste linie și nu-ți lua mult. Că știi. Astăzi am înțeles că se află totul pe internet și cum spunea și mămica de care vă vorbeam, zice: bă, dacă mai văd o mămică fericită că a luat a ei 10, dau cu telefonul de pământ. Că e și pe... Uite, a lui Popescu cum poate! Am trăit toată viața sub această umbrelă gri. Bă, alu ăla cum poate? Asta este, am scăpat. Eu am crezut că odată cu liceul se termină corvoada, trezitul de dimineață. Se termină colegii imposibili, colegele care nu-ți răspund avansurilor. I-am spus că toate se termină. Dar e bine, ele de-abia încep. Da. Am 38 de ani mâine, păi mâine și ele nu s-au terminat. De trezi mă trezesc. La avansuri, zic. Poate n-ai făcut ceea ce trebuia să faci, Dani. Atunci sau acum? Nu știu, în general în viață.